În timpul regimului comunist, deținerea unui autoturism proprietate personală, indiferent de marca și uzura lui, era considerată un lux. La începutul anilor 60, doar câteva modele modeste, produse în țările blocului est-european, alcătuiau piața românească. Atunci apare însă ideea fabricării de autoturisme românești. Propunerea vine de la Nicolae Ceaușescu, pe vremea când nu era încă în fruntea țării. Invitat la un congres al comuniștilor italieni, Ceaușescu vizitează, între altele, și uzinele Fiat. Revine acasă impresionat de procesul tehnologic și de drumurile Italiei pline de Fiaturi. Muncitorul italian se deosebește de cel român, conchide el, prin aceea că merge la serviciu cu mașina lui. Să facem și noi, tovarăși, mașini pentru muncitorii noștri, cad de acord și ceilalți de la vârful puterii. N-am dorit în viață absurdul, n-am dorit să fiu ce nu pot. N-am vrut să fiu sfântul și nu știu cum mi-ar sta. Bătăi, karate, jiu-jitsu, nu, nu, nu. Mi-am dorit o mașină și iată acum o am. Mă simt bine atunci când sunt la volan. Mă simt bine atunci când sunt la volan. De altfel, dintre țările membre ale blocului comunist european, doar noi, ungurii și bulgarii, nu produceam autoturisme. Însă o anume experiență în domeniu aveam, datorită fabricii Aro de la Câmpul Lung Muscel. Acolo, după modelul unui gaz rusesc, se lansase în 1957 autoturismul de teren IMS-57. Șapte ani mai târziu, apare o versiune mult îmbunătățită de specialiștii români, M461. Fiind un model destinat exclusiv exportului, nu se punea problema vânzării lui către populație. Pe plan intern, beneficiau de el doar înalții nomenclaturiști și directorii de mari platforme industriale. Proiectul construcției de autoturisme se potrivea cu starea materială a românilor. Aceștia aveau mai mulți bani decât posibilități de a-i investi ori cheltui. Între 1959 și 1965, soldul economiilor populației la CEC crescuse de 7 ori. În primăvara anului 1964, generalul Charles de Gaulle, președintele Franței, îl primește la Paris pe Ion Gheorghe Maurer, premierul României. Printre roadele acestei întâlniri se află și negocierile cu firma de automobile Renault pentru asamblarea în țara noastră a unui model sub marca Dacia. Un brand cu iz naționalist, conducătorii de atunci ținând să demonstreze Uniunii Sovietice și celorlalți frați din blocul comunist european că România își poate dezvolta industria prin resurse proprii și cooperări cu firme avansate tehnologic din lagărul capitalist. Noi, ca și nație, suntem foarte mândri din fire și ne place să ne lăudăm cu tot ceea ce facem și să punem paternul românesc. Negocierile cu partea franceză se parafează în septembrie 1966, după care, în ritm alert, este construită și pusă în funcțiune uzina de autoturisme de la Colibaș, astăzi Mioveni.
Renault furniza toate componentele auto, acestea fiind asamblate în noua fabrică. Propaganda de partid prezenta producția automobilelor Dacia drept un mare succes românesc. Un număr important de muncitori, ingineri și tehnicieni au făcut o specializare de aproximativ 2 luni la o uzină a regiei naționale Renault în Franța. Ca un examen final, noi am realizat acolo un autoturism care a avut aceleași calități ca și turismele realizate de către muncitorii francezi. Pe baza modelului Renault 8, o berlină de familie, fiabilă, cu un consum convenabil și un preț competitiv, începe fabricarea Daciei 1100. Din start, este considerat un model de tranziție pentru demararea producției. Autoturismul Dacia 1100 este echipat cu un motor Sierra 1108 cm3, care asigură 46 de cai putere la turația de 4600, viteza maximă de 133 de km la oră, având un cuplu de 7,9 kg la o turație de 2500 de ture. Autoturismul Dacia 1100 asigură un consum de 6,8 litri la 100 de km la o viteză medie de 75 de km la oră. O mașină va ieși la 7 minute. Je suis très heureux de trouver cette occasion pour exprimer tout le plaisir que nous avons eu à travailler jusqu'alors avec nos collègues roumains, beaucoup de sympathie, beaucoup de compétences et je dirais également beaucoup d'enthousiasme. Je tiens à le saluer ici. La începutul lunii august 1968 încep testele, iar prima mașină iese de pe bandă în ziua de 20. Prezent la eveniment, Ceaușescu o primește în dar. Face câteva ture de poligon, încântat de rezultat. Programul propagandistic hotărât la vârful partidului ar fi trebuit să acopere mai multe zile de elogii în presă la adresa acestui nou și mare succes al industriei românești. Dar Ceaușescu nu apucă să se bucure de el. După mărturiile apropiaților, la 20 august 1968 se întoarce fericit noaptea târziu la reședința din cartierul Primăverii. Zorii zilei de 21, somnul dulce este curmat de vestea invaziei Cehoslovaciei de către trupele tratatului de la Varșovia. Imediat, Nicolae Ceaușescu convoacă liderii de partid și de stat, apoi ține mitingul de condamnare a invaziei. Mai ales că se teme să nu fie viitoarea victimă. Pătrunderea trupelor celor cinste socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. În zilele următoare, toată țara avea să vorbească doar despre evenimentele de la Praga. Dacia 1100 este bine primită de români. Se vinde cu 55.000 de lei, aproape de prețul unui apartament cu două camere. Cam 3-4 ani de muncă. Până în 1972, pe poarta uzinei aveau să iasă 44.000 de unități.
Dacă în august 68 criza cehoslovacă îl împiedicase pe Nicolae Ceaușescu să savureze apariția primului lot Dacia 1100, la 21 iulie 1969 vine ocazia revanșei. Secțiile Comitetului Central al Partidului Comunist Român se coordonează astfel încât, chiar în ziua aselenizării navei spațiale americane Apollo 11, la Colibaș se fabrică autoturismul cu numărul 10.000. Ceaușescu serbează împreună cu constructorii. De notat că, dintre țările blocului comunist, doar noi și iugoslavii transmiteam la televizor primul pas al omului pe lună. În aplauze și urale, Ceaușescu îi felicită pe astronauții americani, îi felicită pe muncitorii și specialiștii uzinei. Apoi, declară că treapta următoare de progres va fi producția 100% românească, fără piese de import. Între timp, autoturismele de teren M461, fabricate la Câmpul Lung Muscel, se vindeau tot mai bine în străinătate. De la China și Columbia în 1965, cu vremea ajung să se exporte în 55 de țări. Din 1969, pe baza licenței Renault 12, la Colibaș începe producția modelului de bază Dacia 1300, un automobil mult așteptat de români. Este vorba de lotul 0, care a constituit pentru noi în trimestrul 4 omologarea tehnologiei a instalațiilor, într-un cuvânt, pregătirea pentru introducerea în fabricația de serie a lui Dacia 1300 pentru 1970. Dacia 1300 este o berlină organizată după formula totul în față. Capacitatea cilindrică este de 1289 în comparație cu 1100 capacitatea la Dacia 1100. Aceasta însemnează o putere sporită de până la 54 de cai în comparație cu 46. Noi recomandăm 145 de kilometri la oră, pe care mașina îi realizează în condiții normale și ușor. Consumul mediu de 7,5 litri la 100 de kilometri. Dimineața sunt la Mamaia, după masă sunt pe șosea, și dacă vrei după mine s-o iei, hai să mă vezi iar spre seară în pedal. N-am dorit o mașină și iată acum o mă simt bine atunci când sunt la volan. Pentru a cumpăra o Dacia 1300 trebuia să depui toți banii, 70.000 de lei, la cec. Fiind mai mulți doritori decât mașini, au apărut liste de așteptare. După un interval de 1 până la 3 ani, erai anunțat că o poți lua de la IDMS, întreprinderea de distribuție a materialelor sportive. Erau cazurile cu adevărat speciale, când persoana putea merge chiar în uzină și se atribuia o mașină, li se spuneau lucrătorile, asta va fi mașina lui Xulescu, și mașina era mai bine lucrată. Până în 78 deja cam toate piesele erau românești, dar și după acel an, cu o cantitate suficientă de relații, puteai obține chiar și motoare franțuzești. Mândria maximă a cuiva era în momentul în care reușea să aibă o mașină de Canada. Așa se spunea, mașină de export pentru Canada. De la bun început, construcția autoturismelor Dacia viza produse de succes la export. Noi am cucerit foarte multe piețe și am reușit să facem export. Departamentul de comerț exterior funcționa foarte bine. Ceaușescu dădea directive. Facem export în Liban, facem export în Irak,
facem export în Africa, în America de Sud, peste tot în lume. Promovând un produs, promovezi țara ta. Aici pot să spun că până în anul 1989 am avut o strategie de export bună, favorabilă României. Cred că politica externă și cred că cucerirea unei piețe ține de o strategie națională. În anul 1978 încetează contractul de licență Renault 12, respectiv producția pentru Dacia 1300. La Colibaș se discută continuarea colaborării cu francezii pentru realizarea de autoturisme după modelele Renault 18 sau Renault 20, o creștere importantă de ștachete pentru industria autoromânească. Ceaușescu ar fi chemat pe directorul uzinei și l-a întrebat, dar industria românească socialistă ajunsă pe noi culmi nu este în stare să proiecteze și să realizeze o mașină de genul acesta? Adică de ce trebuie să dăm banii pe o licență nouă? Acea persoană, probabil de frică, a răspuns, ba da, cum să nu, noi chiar putem să facem ceva mai bun. Închei urând beneficiarilor noștri ca autoturismul fabricat aici la Colibaș să le aducă numai satisfacții, noroc și un drum bun. Astfel apare Dacia 1310. La exterior, ca diferențe, au apărut cele patru faruri. Inițial cu o mască subțire, ulterior cu o mască mai groasă, lată de plastic. În spate stopurile au crescut în dimensiune. Pe portbagaj un mic eleron pentru a conferi stabilitate la viteze mari. Un bord nou dintr-un material mai moale. La un moment dat au început să apară și motoare un pic mai mari, motoare de 1400 de centimetri cubi. Și cutii de viteze cu 5 trepte. De bună reputație, la începutul anilor 80, se bucură Dacia Sport 1310 și 1410, mașini folosite și în cursele de raliu. Pilotul Ștefan Vasile, triplu campion național absolut de raliu, obține în anul 1985 locul 3 la clasă în raliul Acropolis, al doilea ca duritate după Dakar în acea vreme. Anul următor, la Turul Europei, pe Dacia 1410 Sport, câștigă primul loc la clasă și locul 2 la general după Mercedes. Dacia 1410 Sport era mai ușoară cu 100 de kilograme decât 1310 și cea de competiție era dotată cu două carburatoare dublu corp orizontale. Lucrat motorul, cutia de viteze, cu alte rapoarte, cutie cu 5 trepte, dezvolta aproximativ 120 de cai. Viteza maximă nu era mare, era cam 150, pentru că era cutia de așa natură încât să facă repede viteză, nu viteză de vârf. Soluțiile pe care le avea Dacia, soluție de suspensie, de exemplu, era foarte bună pentru drumuri accidentate, pentru drumuri grele. Deci soluția asta a fost avantajul ei. Tot prin anii 80 se lansează un nou model de mașină oficială, Dacia 2000, de fapt un Renault 20 asamblat la Ștefănești, lângă Pitești. Doar capii partidului, securității, miliției și ai marilor întreprinderi industriale foloseau acest nou tip de mașină.
cea din imagine este una dintre mașinile de serviciu ale lui Nicolae Ceaușescu. Se pare chiar aceasta din vizita de lucru la șantierul Casei Poporului. E diferită față de celelalte Daci 2000, că na, trebuia să fie mașina tovarășului. Are niște dotări ce se găsesc în general pe mașinile din ziua de astăzi. Are cutie automată, are aer condiționat, are geamuri acționate electric, servodirecție, servofrână, închidere centralizată, are chiar și un dispozitiv de menținere a vitezei, un pilot automat. Nici chiar în anii crizei economice din anii 80, românii nu renunță la luxul unei Daci. Benzina este crunt raționalizată, iar circulația autoturismelor proprietate personală strict reglementată. O duminică circulă mașinile cu soț, cealaltă cele fără soț. Funcționăm cumva după un principiu, cu cât este mai strânsă punga și facem mai multe economii, cu atât ne putem dezvolta mai bine pe viitor. Oamenii din provincie veneau cu saci de rafie în tren dimineața, de la Câmpul Lung către București, și se întorceau acasă cu pâine, efectiv pâine, ca să aibă cu ce să-și hrănească copiii. În ceea ce privește benzina, există o discriminare între capitală și provincie. Bucureștenii își alimentează mașina la liber, adică după cozi imense, care durează chiar și 3 zile. În restul țării, rația de 20 de litri pe lună face mașinile practic inoperante. Ajunsese atât de dorită benzina înainte de 89 încât se fura. Hoții evoluaseră și ajunseseră să o fure cu un lighean pe care avea un cui lung. Puneau ligheanul sub mașină, în dreptul rezervorului, se uitau să nu vină nimeni și 2-3 oameni apăsau puternic pe mașină, cuiul perfora rezervorul, luau ligheanul de benzină și plecau. O asemenea penurie de carburant prevestește parcă apariția unui autoturism de mic litraj. Fabricat la Timișoara, modelul Dacia 500 Lăstun este pe planșetă un proiect interesant, pe șosea un eșec total. Criza de materii prime distruge Lăstunul, o rimă perfectă pentru prăbușirea regimului comunist. Anii 90 urmează pentru Dacia o perioadă de căutări, încercări, ezitări și speranțe. Abia în 1997, producția anuală trece de 100.000 de unități. Din anul 1999, Renault preia pachetul majoritar de acțiuni automobile Dacia, determinând cea mai reușită privatizare din România. Dar asta este deja o altă poveste. N-am dorit în viață absurdul, n-am dorit să fiu ce nu pot. Așa sunt eu și așa-i felul meu, de când mă știu am vrut ca să am. N-am dorit o mașină și iată acum o am. Mă simt bine atunci când sunt la volan. Mă simt bine atunci când sunt la volan.